Totul s-a întâmplat puțin după ora 18. Principalul suspect i-a abordat pe doi bărbați în zona stației CFR Brașov și le-a propus să facă sex cu două tinere, dintre care una este minoră, contra sumei de 250 de lei. Cei doi au acceptat propunerea și au plătit banii ceruți. La un moment dat însă, una dintre fete s-a răzgândit, iar clientul a cerut să-i să returneze suma pe care o plătise. Supărat că nu a primit banii, bărbatul a depus plângere penală. Polițiștii și procurorii au început cercetările, principalul suspect a fost prins, audiat și reținut sub acuzația de proxenetism. Apoi procurorii parchetului judecătoriei Brașovi au cerut unui judecător de drepturi și libertăți să emită mandat de arestare preventivă. Solicitarea a fost însă respinsă și nici nu s-a instituit o altă măsură preventivă. Nemulțumiți, procurorii au contestat hotărârea. Bărbatul implicat este recidivist fiind eliberat din închisoare în luna iunie.